Și astăzi este duminică și am fost puțin la cumpărături. Peste 2 săptămâni o să fie Paștele Catolic aici în Australia. Au fost puțin cam aglomerat la magazin astăzi, dar am intrat puțin și la Aldi și o să vă arăt ce am cumpărat de la Aldi și o să vă spun și prețul, pentru că nu mai am chitanța și nu mai știu exact. O să vă spun așa în mare ce mi-aduc eu aminte. Bineînțeles, am fost la Aldi, de fapt am fost la Aldi pentru aceste scutece. Mamiya Ultra Da Try, cred că le știți, sunt 44 înăuntru și am dat pe ele 10 dolari în comparație cu Huggies pe care le cumpăram înainte, care sunt parcă 52 în pachet și sunt 30 de dolari. Mi se par prea scumpe. Am luat halva, aveau produse grecești și mi-a făcut cu ochiul halva, n-am mai mâncat de ceva timp. Și pe asta am dat 3,99 parcă a fost. Iar noi mereu când intrăm la Aldi luăm acești cremvuști și am luat 4 pachete de cremvuști de la Aldi și mi se pare că sunt 3 dolari. Da, 3 dolari parcă sunt fiecare pachet. Ok, și după aia am mers la supermarketul unde mergem noi cel mai des și am cumpărat aceste șervețele umede pentru bebelina. Sunt 400 de șervețele în această cutie și eu am această cutiuță în care pun șervețelele și sunt fără parfum. Am mai luat parmezan. Vreau să fac niște paste și am luat sos de paste boloneze, am luat două borcane și paste tot de la Barilla. Eu în general folosesc numai Barilla. Ok, ce mai am aici apa tonică pe care o cumpăr mereu. Deja am băgat două în frigider, deci au fost trei. Fetița mea și-a cumpărat un de ăsta, wok, nu știu cum se numește, e un lapte cu, nu știu, ăsta vă care căpșuni în el. Și am aici cartofi din ăștia tăiați congelați, acestea sunt cu parmezan și usturoi și busuioc și aceștia sunt cu sare de mare și rozmarin. Aici am un borcan cu castraveciori murați și sunt rețeta așa ca a noastră, sunt la gust. Am niște pulpe superioare dezosate, cârnăciori, așa micuți, care sunt 16 în această cutie și aceștia lungi cu 8 în cutie. Mai am smântână, brânză, am luat. Yakult este un lapte fermentat, iaurt fermentat, nu știu exact să vă spun, dar conține probiotic și îl bea fetița mea în fiecare zi. Am un garlic aioli. Am luat niște sare pentru că rămăsesem fără. Și mai am 2 cutii de șervețele uscate pentru față. Eu cumpăr mereu de la ei și din astea sunt brand propriu. Sunt ieftine și își fac treaba. Și am luat și aceste prosoape de bucătărie. Doar brandul ăsta îl cumpăr eu mereu. Pentru bebică am luat cutia asta cu biscuiței. Sunt cu sfeclă roșie și căpșuni. Și bineînțeles că i-am luat și cereale că se terminau. Ok, aici am terminat. Mai am carne tocată de porc și vițel. Vreau să fac paste boloneze cu ele. Aici am două, nu știu, suluri, nu știu cum se spune. Am așa, acesta este pateu. Pateu de, cred că de porc, parcă nu? Da, de porc. O smântână din asta de gătit, ciuperci. Pentru bibică la fel mai am niște biscuiței așa cu orez. Acestea sunt cu măr și morcov.
Face ăștia cu afine și morcov din ăla mov. Am mai luat niște covricei care îi plac fetiței mele și îi pun mereu la pachetel, în pachetel. Și am mai luat și Doritos Nacho Cheese. Avem aici și iaurțele pentru fete. Trei cutii din astea de fasole deja gătită. Și am luat iar un lapte de migdale pentru cafea, ceapă. Aici am struguri negri, foarte bun, fără sâmburi sunt. Și aici am o pungă cu salată. Și are spanac, rucola, ce mai are, morcov și sfeclă roșie. Da. Au mai fost trei chestii pe care noi deja le-am mâncat, deci nu o să le scot din... O să le scot pe lista de cumpărături și o să fac totalul fără ele. Și da, acestea au fost cumpărăturile noastre de astăzi. Mulțumesc pentru vizionare și până data viitoare, vă pup! Pa, pa!